Când intri în municipiul Edineța, ai impresia că ai ieșit din Republica Moldova. Orașul arată de parcă ar fi parte a Uniunii Europene. Amprenta civilizației se vede în mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană și partenerii săi de dezvoltare. O treime din apeduct a fost modernizat cu 60 de milioane de lei. Cehia, România și Polonia au finanțat renovarea grădiniței Foișor. Un parc industrial creat de la zero cu 8 milioane de lei dezvoltă economia orașului. Și asta nu e tot, cu un pas mai aproape de Europa este și satul Târnova. Grădinița a fost renovată cu 2,6 milioane de lei oferite de România, iar Germania a dat bani pentru renovarea unui centru sportiv. Cum s-a schimbat viața oamenilor datorită acestor proiecte, vedeți sâmbătă la Moldova Gândește! Bună seara, sunt Veronica Gherbovețchi și vă invit la o nouă ediție Moldova Gândește. Dacă vă este dor de un oraș cu suflu european, nu e nevoie să ieșiți din țară. Vă propunem ca destinație municipiul Edineț. De ce? Vă spunem imediat. În ultimii ani, orașul s-a schimbat mult la față. Cu suportul Uniunii Europene și partenerilor de dezvoltare, în municipiu au fost investite peste 100 de milioane de lei. Unul dintre cele mai valoroase proiecte a fost modernizarea rețelei centrale de aprovizionare cu apă. O treime din apeductul orașului a fost reabilitat cu circa 60 de milioane de lei oferiți de blocul comunitar. Și asta nu e tot. În urmă cu o lună a mai demarat un proiect grandios ce va spori calitatea apei consumată de populație. Valoarea proiectului depășește 100 de milioane de lei, fiind vorba tot de investiții făcute de Uniunea Europeană. După finalizarea lucrărilor, municipiul va avea o stație modernă de tratare și de captare a apei. În Edineț, cu ajutorul unei finanțări de circa 3 milioane de euro din partea Uniunii Europene, a fost reabilitată o treime din sistemul de aprovizionare cu apă existent în oraș. Pentru că era învechit, era nevoie de o intervenție de urgență. Au fost reabilitate circa 30 de kilometri de rețele și extins în jur la 4 kilometri. Beneficiari finali fiind circa 3.000 de consumatori din orașul Edineț. În total de servicii îmbunătățite au beneficiat circa 18.000 de cetățeni. Pentru reabilitare au fost alese zonele care erau cele mai degradate și unde erau necesare intervenții urgente, spun responsabilii. La sfârșitul anului 2022, acest proiect a fost finalizat cu succes, iar acum este în proces de predare către întreprinderea municipală Apă Canal. Una din problemele cele mai mari care i-a afectat pe cetățeni a fost și este calitatea apei. Și o problemă care afecta însăși operatorul erau pierderile considerabile de apă. După reabilitarea sistemului de alimentare cu apă din oraș, s-au micșorat considerabil pierderile de apă. Dacă pompam 2500-3000 de metri cubi de apă în 24 de ore în oraș, la moment pompăm 1500-1600 de metri cubi. Practic, o a treia parte din pierderile au fost scoase, au fost eliminate. Și avem și o îmbunătățire a calității apei din punct de vedere a turbidității, din considerentul că nu avem așa de multe avarii, și adică sistemul nu este supus permanent conectării, deconectării, care permanent ne duceau probleme ce își ține de calitatea apei. Lucrurile bune, susținute de partenerii externi, nu se termină însă aici. Există încă un proiect complex în lucru, prin care se va construi o stație de tratare și de captare a apei, proiect care are o valoare de aproximativ 6 milioane de euro și care este finanțat tot de către Uniunea Europeană prin Agenția Austriacă de Dezvoltare. Aici și primăria Edineț are un aport financiar în sumă de 500 de mii de euro. Contractul de finanțare a fost semnat la 20 octombrie anul curent. Proiectul ține de construcția stației de tratare,
construcția unei stații de captare și reabilitarea stațiilor de pompare în număr de 4 încă, care pompăm apă din apeductul central în oraș și reabilitarea unei porțiuni de 1 km de rețea. Un kilometru acesta este vital pentru întreprindere municipală, pentru noi ca operator, pentru că ne va permite conectarea direct de la sursa de apă și pomparea apei în oraș. Paralel, avem în municipiul Ierenzii, se implementează proiectul Edineț, oraș cu perspectivă de viitor, în cadrul căruia este un proiect smart, un proiect inteligent, cum îi spunem noi. În cadrul acestui proiect sunt mai multe componente care vor fi dezvoltate și implementate mai multe proiecte în mai multe domenii și în domeniul anume alimentarea apă și canalizare va fi construit un sector din nou ce aici ține de citirea contoarelor de distanță, care ne va da posibilitate de a rezolva două probleme. Unul, ce aici ține de apa facturată de la consumator după contor, vom avea o precizie mai mare. Și a doilea moment, ce ține de apa, noi spunem, neaducătoare de venituri. Adică apa, scurgerile latente care se pierde și nu se ia în calcul nici la când se formează tariful. Și noi avem probleme și la calcularea apei când o dăm consumatorului. Aceste două probleme pe un sector aparte, care vor beneficia circa 500 de locuitori a orașului, va fi implementat. Ne va permite ca să avem o analiză, ca pe viitor putem accesa alte fonduri europene sau să avem o informație mai clară ceea ce ține de situația în care suntem, unde ne aflăm și cum pe viitor să prevenim aceste probleme. Municipiul Edineț mai are proiecte de infrastructură civilă finanțate de către Uniunea Europeană și partenerii acesteia. Printre acestea se numără și investiția într-un proiect de agrement la stadionul din oraș. Este vorba de câteva proiecte pe care le-am avut cu Solidarność, o asociație din Polonia, acolo unde suntem cei mai activi, mi se pare că din primăriile Republicii Moldova. Am aplicat la câteva grădinițe de aici din zonă, grădinița numărul 1 și numărul 2, care au fost revalorificate intrările, dar și mai multe foișoare, terenuri de joacă pentru copii, dar este vorba și de câteva stadioane pe care am încercat să le revalorificăm, terenuri de joacă. Aici suntem pe stadionul orășenesc din Edineț, unde am asfaltat. Estimativ a fost aici 1.050.000, cu contribuția noastră 350, deci 35% a fost contribuția noastră, inclusiv un teren de joacă mai încolo în zare și un alt teren care l-am făcut artificial, 650.000, este vorba de un liceu ucrainesc, la fel prin Fundația Solidarność. Pista, spun reprezentanții primăriei Edineț, a devenit și mai atractivă pentru populația din oraș. Practică sportul aici nu doar profesioniștii, dar și oamenii de rând. Chiar vin cetățenii care merg, aleargă pe pistă. Care adică oamenii simpli vin și oamenii pe sport. Simplu, da, are tot dreptul, oamenii vin. Da? Dar înainte când nu era pista? Păi vin eu, dar hai să zicem, s-a omenajat, ei era cât de cât, iar tot același pistă, dar... Ea a după fost îmbunătățită, da, da, bine, da, numai decât toată pista din jurul stadionului. Un alt proiect apreciat de locuitorii orașului și implementat cu ajutorul comunității europene este cel de modernizare și extindere a rețelei de iluminat public. A fost început în anul 2021 și a avut o valoare totală de 1,2 milioane de lei. Au fost conectate la acest iluminat stradal și uneau circa 18 străzi. Deci la 7 puncte de transformatoare, dintre care 3 le-am făcut noi, 7 de deci donatorilor, deci au fost făcute. Aproximativ de lemn, de undeva din 500 de bucăți. Pe aceste străzi ele au fost, dar au fost de cândva. Dar aici presupune reabilitate complet aceste străzi iluminate. Stradal, bineînțeles că populația a fost
surprinse de aceste cazuri, că având lumină, deci pe la noi lumina lucrează deci, de la și până la cu seara până dimineață tot timpul. Așa, bineînțeles, oamenii vin să pleacă la lucru dimineața, vin la lucru sau vin de la lucru seara, lumina este în oraș. Proiectul prevede folosirea lămpilor de ultimă generație, ceea ce aduce economie în bugetul primăriei, chiar dacă funcționează toată noaptea. Vorbim despre grădinițele din regiunile mai îndepărtate ale Moldovei. De regulă ne imaginăm clădiri vechi, cu acoperișuri sparte, cu ferestre și uși prin care bate vântul. Aflați că nu e chiar așa. În municipiul Iedinița am găsit o grădiniță ce poate fi model pentru multe alte instituții de educație din țară, inclusiv din capitală. Administrația grădiniței Foișor a reușit în ultimii ani să atragă o mulțime de investiții de la diferiți parteneri de dezvoltare. Cehia, România, Polonia sunt doar câteva dintre statele Uniunii Europene care au susținut instituția financiar. Datorită acestor bani, grădinița a devenit accesibilă și pentru copiii care au nevoie de condiții speciale de educație. După ce proiectele sunt finalizate, donatorii lasă mesaje scrise copilașilor și angajaților de aici. Suntem la grădinița Foișor din orașul Iedineț, o grădiniță care are peste 200 de copii și care a beneficiat de mai multe proiecte ale statelor europene, printre care Cehia, Polonia, România și multe altele. Această grădiniță are 10 grupe de copii, fiind un loc de muncă pentru circa 50 de angajați. Este una din cele mai mari din raion și oferă programe inclusiv pentru copiii cu nevoi educaționale speciale. Din dorința de a o face mai atractivă și mai accesibilă, conducerea instituției educaționale a scris proiecte prin care și-au propus să obțină cât mai multe surse de finanțare. Directoarea instituției, care activează aici de 16 ani, a descoperit pe parcurs importanța proiectelor. Iubesc proiecte, deoarece că înțelegeți, asta e în bugetul în grădinițe, ajutorul foarte bine venit. Și am făcut mulți proiecte și cu Cehia. Noi am făcut proiect extinderea și includerea copiilor cu cerințe educaționale speciale în activitatea grădiniței. Am făcut mare proiect Primii pași spre educație cu energetic proiect. Ultimii proiecte facem Polonia, da. Cu doamna Rita mă ajutați tehnologii, nu. Și România și USA digitale, resurse digitale la moment facem în curs. Proiectul încă nu este finisat, dar pregătim spațiu, da, în lucru și scrie multe proiecte și unii câștigăm. Printr-un proiect susținut de un partener european, au fost îmbunătățite tehnicile de educație inclusivă și de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale. Facem reparație sau amenajăm baza materială sau baza didactică. În cadrul proiectului, ca exemplu, noi am cumpărat și literatură specială și instrumente care pentru copii, ca exemplu, cu probleme fizice, dacă lucrează kinetoterapeut, tot are obiecte necesare pentru realizarea problemelor acute la copii. Fosta directoare, Alexandra Zănoagă, care activează în această instituție de peste 40 de ani, este încântată de transformarea prin care a trecut și încă mai trece această grădiniță. Datorită proiectelor finanțate de statele Uniunii Europene, condițiile de educație și de muncă s-au schimbat enorm în beneficiul copiilor și al angajaților de aici. Cu ajutorul
românilor, grădinița s-a acoperit, deoarece tot acoperișul era deteriorizat absolut complet. Curgeau tavanurile aproape în toate grupele. Și cu ajutorul, zic încă o dată, a țării sau a României, am acoperit toate blocurile, cinci căsuțe. S-au acoperit și deci s-au înlăturat acest neajuns. Dacă vreau să vorbesc despre proiect, ce vreau să zic? Că, iată, grădinița noastră este una din grădinițele cu praci inclusive din Moldova și cu ajutorul Cehiei s-a renovat chiar sala unde ne aflăm noi acum, unde se numește sala de formări, s-au reparat cabinete, s-au făcut cabinete pentru kinetoterapeut, psiholog, logoped. Într-un cuvânt, la bucătărie foarte multe renovări s-au făcut, care într-adevăr s-au creat condiții mai ușoare, mai accesibile, mai pentru toți. O realizare cu care se mândrește este faptul că grădinița este accesibilă pentru copiii care au nevoie de condiții de educație speciale. Da, sunt socializați copiii care sufereau cândva, din ce cauză, stăteau acasă, erau închis la casele speciale, dar acum ei sunt între noi și avem și succes îmbucurătoare în privința aceasta. Să dovedești încă o dată că vreau să zic că la mulți copii acasă le frig, dar la noi în grădiniță lor le este cald. Afară de aceasta, cândva hrana era pe vremuri, se aducea niște praf de cartofi, niște fasole din America, care nu erau. Acum alimentația e extraordinară la copii. Într-un cuvânt, copiii noștri trăiesc ca în rai. Vreau să zic, poate noi, vreau să fac o paranteză sau o comparație cu țările din Europa. Am avut ocazia ca să fiu, de exemplu, în Grecia și, într-adevăr, acolo sunt mai puțini copii, se lucrează mai cu puțini copii, îi duc cu transport, dar la noi, eu socot că învățământul în Moldova este la un nivel superlativ. Din ce cauză? Fiindcă aici noi lucrăm multilateral, adică se dezvoltă holistic copiii, nu sunt inhibați, nu sunt constrânși, ei au libertate, se respectă drepturile copiilor, din toate punctele de vedere. Și părinții toți sunt foarte mulțumiți. Nu doar condițiile din clădire au fost îmbunătățite, ci chiar și în curte se văd aceste investiții europene la fiecare pas. S-a făcut reparația drumurilor de acces, atât până la grădiniță, cât și pe toate grădinițe și un teren sportiv care îl visam de mult să-l avem. Într-adevăr, în vremea estival, copiii se odihnesc, fac diferite exerciții care le ajută pentru dezvoltarea fizică și intelectuală a copiilor. Deci vreau să zic că, într-adevăr, și sperăm că din Europa la noi vin toată vremea propuneri cu diferite proiecte. Dacă vorbim de grădinița noastră, iată acum se merge spre ea, deschide încă o grupă de copii. Statele rurale nu sunt copii, foarte puțin că lumea a plecat peste hotare, dar la noi, slavă Domnului, noi avem în fiecare grupă copii de ajuns. În sensul cum? Că nu mai puțin de 20. Fosta directoare ne-a mărturisit că toate aceste schimbări facilitează procesul educațional, iar angajații de aici își pot face meseria fără să depună efortul de cândva. Noi nici nu avem ce compara. Dacă noi înainte avem descris vreo informație la vreo oră metodică sau la vreo consiliu pedagogic, trebuia să scriem cu mânuța, era foarte greu. Acum avem acces la internet, avem în care poți găsești orice informație ce te interesează. Normal că nici nu se discută. Nu se poate compara. Fiindcă aici nu avem ce compara, fiindcă atunci trebuia să tăiem toată vara, coloram, tăiem, facem. Acum găsești în internet, scoți și lucrează foarte bine. Una și a doua, literatura acum este mai accesibilă. Fiecare fiș, fiecare test care se aplică la activitățile instructive educative cu copiii sunt foarte accesibili. Într-un cuvânt,
și literatura, și anturajul, și condițiile de viață, atât a copiilor, cât și a lucrătorilor corăbători, este mult mai înalt. Nici nu avem ce discuta și nu avem ce compara. Și Rita Sikorski, care este educatoare la această grădiniță de aproximativ 17 ani, a fost martoră la schimbările prin care a trecut grădinița. Este de părere că astfel de proiecte, finanțate de către Uniunea Europeană, ar trebui implementate în cât mai multe comunități. Când am venit eu în grădiniță, era ca o grădiniță veche, cu toate că se socotea una dintre cele mai bune în raion. Totuși, acum, după toate proiectele acestei europene, grădinița noastră s-a schimbat radical. Avem mobilier nou, avem materiale didactice noi, după care fiecare copil lucrează individual. Toate materialele sunt estetice, laminate, accesibile copiilor la toate vârstele. Acum copiii lucrează mult la centrele de interes, unde au... În toate centrele sunt materiale pentru toți copiii, cu jucării, cu diferite seturi de imagine, cu diferite tablouri. O grădiniță bijuterie se află în satul Târnova, nu departe de municipiul Iedineț. A fost renovată din bani oferiți de România. Chiar îți binevenite, fiindcă cum am trăit și cum și condiția cum avem la grădiniță, când văd că vin copiii ăștia fericiți, frumoși, cu plăcere la grădiniță, fac niște activități interesante, au materiale didactice, au condiții. Cum a ajuns guvernul de la București să susțină grădinița din Târnova și cu ce alte proiecte se laudă satul, vă spunem după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în studio și continuăm cu încă o istorie ce poate fi multiplicată și în alte localități din țară. Parcul industrial Iedineț, lansat acum 10 ani, este o poartă de salvare pentru municipiu. Susține dezvoltarea economiei în regiune și oferă sute de locuri de muncă pentru populație. Cu o contribuție de peste 8 milioane de lei oferită de Uniunea Europeană printr-un proiect, pe teritoriul parcului a fost construită o hală industrială și amenajate spații pentru toți doritorii de a se lansa în afaceri. Cel mai mare rezident, o companie ucraineană, este aici încă de la începuturile acestui proiect. Cu timpul au apărut și alții, astfel încât la acest moment aici activează circa 400 de persoane. Sunt oameni care au găsit un loc de muncă atractiv acasă, fără să fie nevoit să ia calea străinătății. Mariana are doar cuvinte de bine despre condițiile în care muncește. De aproape 2 ani montează cabluri la o companie britanică, rezidentă a parcului industrial Iedineț. Condițiile sunt prielnice. Nu lucrăm în frică, e caldă, e... Totul e super. Decât pleci lumea pe psihotare, mai bine ne va ieși pe loc. Mai aproape de casă, mai aproape de familie. E mult mai bine decât psihotare. Colega ei, Elena, la fel consideră că activează într-o companie ce își respectă angajații, cărora le oferă condiții decente de muncă. Pentru mine nu-s probleme și cred că pentru alți lucrători, dacă deja lucrează de mai mult timp, sper că n-au probleme, cum și noi. Ne organizăm, reușim la timp să ajungem la locul de muncă și la oră fix începem munca. Nu sunt toți plecați în străinătate, avem posibilitatea să muncim și acasă. Suntem foarte bucuroși pentru asta. În cadrul acestei companii lucrează circa 50 de angajați, iar în viitor s-ar putea să fie create noi locuri de muncă. Facem o producție de cablaje și conexiuni pentru cablaje. Tot ce vedeți aici este o investiție străină.
Iar noi suntem aici în locațiune și suntem rezidenți ai Parcului Industrial Edimeț. La moment avem 50, dar ca și toți ceilalți care fac o afacere frumoasă în Moldova, vrem să ne dezvoltăm și să ne extindem echipa cu pași încet și sigur mergem spre asta. Selectarea parcului industrial ca loc pentru a lansa afacerea cu cablaje a adus doar beneficii investitorului. Clădirea a fost aleasă nemijlocit de către investitor, deci el a fost cel care a mers în teritoriu și a ales clădirea după necesitatea producerii care o avem aici. Parcul industrial ne vine în ajutor, ei ne-au ajutat să ne stabilim cu Obriu aici, ei ne ajută pe linii de interconexiune cu alți furnizori în cazul în care avem nevoie de asistență și nu cunoaștem. E o relație foarte bună, un parteneriat din care putem crește și de o parte și de cealaltă, consider eu. Parcul industrial Edineț a început să se dezvolte tot mai mult datorită unui proiect implementat în anul 2018 cu o valoare de 8,3 milioane de lei. Prin acest proiect a fost construită o hală industrială cu o suprafață de 1200 de metri pătrați. În total, în parcul industrial Edineț activează 13 rezidenți. Cei mai mari sunt companii din Ucraina care procesează mere, produc suc concentrat de mere, unde activează peste 160 persoane. Și companii rezidente mai mici, ca o uscătorie de fructe, frigider cu capacitate de 2000 de tone, iarăși pentru fructe, companii din Marea Britanie care produc cablaje, companii care produc cutii din carton de diferite mări. În total, peste 400 de persoane activează la rezidenții din Parcul Industrial. Companii mai mici sunt aici în bloc administrativ. S-au dotat aici niște oficii cu mese, scaune, tehnică, mobilier, unde companiile noi create au un beneficiu, adică un preț redus la chirie și oficiile deja sunt dotate cu absolut toată tehnica necesară, unde vine doar companie și activează. Și majoritatea dintre ei sunt mulțumiți de faptul ăsta. Va fi foarte binevenit să mai fie asemenea proiecte. O să se mai creeze careva locuri de muncă, o să fie dezvoltat economia, întreprinderile mici și mijlocii. Pe lângă dezvoltarea economică a municipiului, parcul industrial reprezintă o soluție pentru cei circa 400 de lucrători care și-au găsit rostul în țară, fără să fie nevoie să plece peste hotare în căutarea unui loc de muncă atractiv. Din spusele angajaților, toți sunt foarte mulțumiți că s-au creat aici niște locuri de muncă și au rămas aici acasă, n-au plecat undeva pe scotare să muncească în străinătate. Unii că sunt și care s-au întors din străinătate și lucrează aici și nu vor să ne plece. Da, sunt o mare parte care au activat și pe scotare, dar până la urmă au rămas aici angajați la companiile rezidente din Parcul Industrial. Parcul industrial Edineț a fost al patrulea parc de acest fel construit în țară. Lucrările au început în anul 2013, fiind o investiție de peste 10 milioane de lei alocate prin Fondul Național de Dezvoltare Regională. Primul rezident a fost o companie ucraineană. Prin acest proiect, autoritățile publice locale și-au dorit să susțină întreprinderile mici și mijlocii, să creeze mai multe locuri de muncă și să schimbe condițiile de lucru în localitate. Investiții de milioane au fost făcute și în satul Târnova, o localitate aflată la circa 11 km de municipiul Edineț. Aici, cu susținerea României, a fost renovată aproape în totalitate grădinița, fiind acum una model în regiune. Instituția frecventată de aproape 60 de copii are un acoperiș nou, iar energia electrică este obținută datorită panourilor fotovoltaice. Pentru prima etapă a proiectului, primăria a investit bani proprii, iar mai apoi a extins proiectul cu fonduri europene. Localitatea mai are o atracție, o școală sportivă modernă dotată de Germania cu peste 1 milion de lei. Și aici primăria a avut o contribuție de circa 300 de mii de lei. O
școală sportivă, dotată și bine amenajată, este visul multor sate. Și în timp ce majoritatea localităților încă visează la una de acest fel, sunt sate care au reușit să le obțină. Un exemplu în acest sens este și satul Târnova. Traseul parcurs de autorități pentru a implementa acest proiect nu a fost chiar ușor, însă finalul a fost pe măsura așteptărilor. Inițial era sală sportivă care nu era funcțională, pentru că era într-o stare dezastruoasă și necesita clădirea reparației capitală. În 2018 am elaborat proiectul tehnic pentru această clădire, am aplicat prin intermediul FISM-ului și banii donați de către Guvernul Germaniei, 1.500.000 aproape, dintre care contribuția noastră 293.000 de lei. Ca rezultat a fost implementat proiectul Complexul Sportiv, lucrări civile la Complexul Sportiv din satul Târnova, raionul Iedineț, iar anterior, peste un an, am reușit și am deschis școală sportivă. La școala sportivă funcționează 4 secții. Școala sportivă este frecventată și de copiii din localități vecine, iar atunci când munca pe dealuri scade din intensitate, pe la școală trec și maturii. Pentru ei, la fel, există ocupație. Avem să... 4 secții, o secție de basket grupa mică, o secție de basket grupa mare, de la 15 până la 19 ani, aceea mică de la 10-13 ani, o secție de volei, o secție de tenis de masă și joc de dame. Mai mulți vin că la jocuri este bilaterale, la volei, basket. Cei mai în vârstă vin la tenis de masă, la joc de dame, ei vin de zară. Noi lucrăm după amiază, după lecție. Copiii când scapă după lecție, atunci vin la secțiile noastre. Sigur că sunt interesați, că mișcarea asta e viață. Ei și așa stau acasă la mobile, dar aici măcar vin o leac să mișcă. Trebuie implementat în toate satele. Și atunci tineretul să aibă un scop, să aibă unde se mișca, unde timpul se petrece. Dar mă, cum au ieșit cu internetul acesta, ei stau numai la telefoanele. Scopul nostru a fost ca să-i dăm viața acestei săli, ca să nu stăie în păragină și în mucigai cum era. Pentru că acolo aici nu era funcțională deloc. Ceea ce ne bucură că deja de 3 ani, de când este deschisă școala sportivă, această sală pe timp de iarnă este frecventată și de oamenii din localitate. Pentru că avem mese de tenis, joacă volei, joacă basket, în special iarna când lumea mai lasă muncile agricole, când se termină, tineretul din localitate vine aici. Corect, da, da, este. Laudă satul și cu o altă bijuterie. Felul în care arată grădinița poate stârni admirație și printre unii directori de grădinițe din orașele mari ale țării. Pentru modernizarea instituției, România a oferit 2,6 milioane de lei prin intermediul a două proiecte, primul început în 2016. Banii au fost folosiți pentru reabilitarea totală a clădirii, inclusiv acoperișul, al Agoraș, care activează în grădiniță de 33 de ani, ultima perioadă fiind și directoare, își amintește vremuri de cândva, atunci când fiecare ploaie provoca un dezastru. Curgea podul, prin grupe curgea, chiar puneam tazuri cu apă. S-a schimbat acoperișul, s-a schimbat pavajul, n-am avut apă, aducem apa de la fântână de afară, în încăpire era frig, ne încălzăm la sobi, avem cu cazane, cu cărbune și cu lemne, da. S-a făcut renovarea canalizației, s-a schimbat apeductul, s-a tras în grădinița apeductul. Deja avem unde sunt încăpirile, grădinița are grupe, unii copii spală, unii activități le fac în grup, unii copii au apă, spală la robinete. Astfel de proiecte sunt vitale pentru dezvoltarea satelor moldovenești, consideră directoarea. Chiar sunt binevenite, fiindcă cum am trăit și cum și condiția cum avem la grădiniță, când văd că vin copiii ăștia fericiți, frumoși, cu plăcere la grădiniță, fac niște activități interesante,
au materiale didactice, au condiții. Chiar sunt fericiți și copiii. Și noi suntem și cadrele didactice și toți angajați suntem fericiți că avem așa condiții, că putem să venim cu plăcere la lucru. Grădinița mai are un avantaj față de alte instituții similare. Energia pe care o consumă este obținută de la soare, datorită panourilor fotovoltaice instalate pe acoperiș. Proiectul s-a numit Energia Verde, Energia Viitorului. Este un proiect implementat în acest an. L-am început noi cu forțele proprii, administrația publică locală, dar mai apoi am continuat pe intermediul un proiect finanțat de către Uniunea Europeană, pe intermediul GAL-ului. Și deja am mărit capacitatea stației fotovoltaice prin care economisim foarte mulți bani la capitolul energie electrică. Acum cheltuielile pentru energie electrică a instituției sunt pe zero. Ca să înțelegeți, lunar cheltuiam în jurul la 3-4 mii de lei pe timp de vară și undeva la 6-7 mii de lei pe timp de iarnă. La moment, adică mare ne-a fost uimirea când în luna iunie am văzut că am livrat în rețea 460 de kW și deja vă spun, suntem adică în câștig de cauză și banii care noi cheltuiam anual pentru energie electrică deja o să îi redirecționăm la materiale didactice, alte necesități ale personalului didactic, a instituției în general. Inițial era de 10 kW, apoi am mărit-o la 15, am mai adăugat 15 deja. Dar este un lucru pe care țin să-l menționez, că este de dorit pentru fiecare instituție publică. Ajută. Este ceea ce ne face să economisim banii publici și ceea ce ne face să fim mândri de această realizare și ceea ce îmi doresc practic la fiecare instituție publică din localitate. Vreau să încerc să faci și la primărie? Vreau să încerc la primărie, dar în primul rând vreau să încerc să fac și mi-am propus ca scop anul viitor să încerc să fac pentru apeductul din localitate ca să putem să micșorăm suma pentru care o achită omul contribuabilul pentru apă și totodată să mai putem deschide și un loc două de muncă. Tot prin fondurile europene? Neapărat. Fondurile europene sunt salvarea țării noastre, localității în special. Prin fonduri europene am făcut lucruri frumoase în localitate. Autoritățile publice locale speră ca astfel de proiecte să contribuie la revenirea oamenilor la Baștină. De altfel, natalitatea în localitate s-a redus considerabil. Dacă anul trecut s-au născut 16 copii, anul acesta în satul Târnova au venit pe lume doar 6. Doamnelor și domnilor, atât pentru ediția de astăzi. Ne revedem sâmbăta viitoare cu o altă emisiune din seria Moldova Gândește. Rămâneți în continuare pe TVO pentru că imediat după urmează o aventură epică despre iubire și curaj, legenda lui Hercule. Seară frumoasă și liniștită să aveți!